Te gândești că e karma. N-am crezut în karma, dar acum cred. Și vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu este responsabil de imaginea noastră. Imaginea și acțiunile noastre ne fac ceea ce suntem. Nu că Marinescu mă pune pe mine într-o lumină proastă. Nu există. Eu singur mă pot pune într-o lumină bună sau proastă. Ascultă-mă puțin. Acum am văzut și eu și am realizat că ceea ce am făcut este greșit. Eu am fost așa m-am agitat eu pe moment și am considerat că este ok ce fac. Din gelozie, că așa sunt eu. Nu ai cum. Pe moment așa mă enervez. Dar acum văd că nu este ok, pentru că nu e ok. Radu, ți-am explicat că nu trebuie să reacționezi așa. Sea, tu mai te distrezi și după aia explici, pe bune? După ce mă enervezi? Păi, ce am simțit, Salci, că nu avem o relație. Uite, despre Sea, ce vorbești? Sea, acum că ți-ai dat seama, la mine putem... Și că sunt ultimul dobitor. Ia, pe rând, pe rând, nu te mai jigni. Nu mai spune lucruri rele despre păi, tine. Ferească Dumnezeu. Măcar domnișoara Cristina. Nu mai jigniți, acum e... Măcar mă jignesc eu, măcar atât să mă lăsați și pe mine. Voiam să-i zic Sei că acum că și-a dat seama, putem să avem o relație perfectă. Hai că o să aveți, păi nu, vă mai las eu, mă jur. Cum te-ai băgat peste mine, cum te-ai băgat peste mine, mă bag și acum. Și ce ai de gând să faci, să oprești, nu cu violență? Nu cu violență, nu, păi eu sunt violent, domnișoară Cristina. Nu, nici nu ți pe aici, că dai cu pumnul și că faci. Face chion și ăsta mă bate. Ia fii atent, mătura și fărașul de fiecare dată când ești nervos. Nu știu chiar, domnișoară Cristina, nu știu. Eu nu vorbesc cu băieții care fac curat. Ei, ce să-ți spun, dragă? Acum ce vrei să faci, să mă înjosei sau cum? Nu, dar de fiecare dată ce faci, tu ești cățelușul lor, e mătura când ți-o dă așa? Păi n-am spus că fac curat. Păi ai făcut. Ia stai mai că era o glumă, băiatul. Băiatul se supără. Era atât de grav încât nici mătura nu a putut să-l scoată din starea asta. Trebuia un aspirator, ceva mai puternic, că nu poți să... Auzi, nu era gluma din partea lor, era gluma noastră vis-a-vis de faptul că atunci când tu ești nervos, te văd cu cât o mătură prin mână, o ieși. Nu se mai repetă. Nici acasă nu fac curat. Da, am vrut să detensionăm puțin atmosfera. S-a pus și muzică, dar nu toți v-ați distrat. Noi ne-am distrat, că noi știm să ne distrăm. Sea s-a distrat cel mai bine, bravo! Cel mai bine, mai vreau o dată! Ce? Da, vreau până una alta vreau să-i anunț pe cei de acasă și să vă spun și vouă că al nostru caz este la viză, iar Mariana este la dentist, în caz că se întreabă cineva. Da, și... Andrada și Codruț, apropo, sunt foarte fericită, v-am văzut discutând. S-au împăcat. Ne-am luat și în brațe, doamna Cristina. V-ați și pupat? Nu. De aceea, ia. Băi, Andrada, nu-i Sea. Nu era vorba de Sea, iar era vorba de Andrada. Am făcut pace, doamna Cristina. Vreau Andrada și, Codruț să vorbească, să-i ascultăm, să ne respectăm. Ia. Doamna Cristina, eu m-am dus la el și am vorbit cu el și i-am zis că este normal să ceară și el scuze cum i-am cerut și eu, pentru că amândoi am greșit. Și i-am cerut scuze încă o dată, l-am luat în brațe. De ce? De ce faci pe serios acum? Că mai înainte râdeai cu mine. Păi te ascult. Păi nu, păi acum că ești pe conexiune, vrei să fii serios? Păi dar nu e frumos. Asta ar mai lipsi acum să vă luați iar la ceartă. După ce dacă v-ați împăcat, să vă ciufuliți pe acolo. Dar am zis ceva, am avut un dialog, am ascultat, de fapt, un monolog. Da, deci sunteți bine, da? Bine, da, asta a fost cu trecut, aia e, ne dăm în cap, mă, pentru aia e. Aoleu, asta ai mai dat cu fond de ten, că nu văd bine până acolo. Nu. Asta eu mă regenerez. N-are nimic, doamna Cristina, îi dăm un pupic Alexandru. Domnișoara Cristina, când sunt rănit, mă regenerez foarte repede, din toate punctele de vedere. Alexandra știe să-i aline toate durerile și rănile și tot. Oh, mi le provoacă. Chiar, mai sunt. La fel ca ieri. Și ieri cum erați? La fel ca altă, la fel ca azi. Ia, de-aia spune Codruț că tu îi provoci rănile? Eu? Da. Și le provoacă singur, nu le provoacă. Domnișoara Cristina, am glumit, nu mi le provoacă. M-am dus la sală și am febră musculară peste tot și de-aia sunt așa am fost. De ce își provoacă singur rănile, Alexandra? Inactivazi. Cu ce a greșit ea? Prin lucrurile pe care le face. Ce a făcut? Păi se știe destul de clar ce a făcut. Adică am vorbit, am discutat ieri. Știe și el. Cu Diana de acum 7 luni e motivul. Ba da, ăsta e motivul. Te interesează? Făceam și un pic de hartă de caz, că numai de astea invenții. După 7 luni le găsești așa ca să le aduci pe discuții. Comănici, n-am avut chef de țin toată ziua, nici azi n-am chef de țin. Auzi, Codruț? Știu că mireasa ta Codruț, era de țin, facem încălzirea acum. Să nu facă o infecție, ceva la gigie, la măsea, gândește-te acolo. Pe finalul episodului, dăm drumul la încălzire. N-am mâine intrăm în forță. Mâine, dar dimineața dacă vrei.
Hai, gata. De ce n-ai chef de comuniști? Ce s-a întâmplat între voi doi? Domnule, nu s-a întâmplat absolut nimic, dar chiar n-am chefat. După cum v-am spus, am fost la sală, am fibră musculară păsător și nu vreau să mirosesc energia pe care o mai am cu domnul comunici. O, ai învățat să spui pe care? Wow! Auzi, Codru, dar faptul că Alexandra este supărată are vreo legătură cu discuțiile pe care tu le-ai purtat ieri cu băieții? Să-i nepezi, Olea. Da. Da? Păi și n-ai încercat să o împaci? Păi, domnișoara Cristina, m-am dus ieri la ea, s-a dus de lângă mine. Azi eu văd că o stat lângă mine, dar am fost trimis aici să vorbesc cu colegele mele. Uite, gândește că a fost Dumnezeu. Poate n-ai știut să fii convingător. Te-a trimis la Andrada să te împaci cu ea. Convingător, domnișoara Cristina, adevărat, ăsta e motivul. Da, bine. Acum vreau să vorbesc cu o persoană care se află aici în casă. Să-mi povestească ce și cum, pentru că eu am aflat niște lucruri cu care nu sunt absolut deloc de acord. Nu o să le spun eu, o să întreb persoană. De ce ești tristă? Dar nu sunt tristă. Pur și simplu nu vreau să... Consider că nu aparțin acestui loc. Nu te mai duci la Hollywood? Ai zis că vrei să ajungi acolo. Păi acolo mă duc. Acolo te duci. Da. Acesta este primul pas. Lor. Ei, doamna Cristina, nu are nicio legătură, v-am mai spus, nu chiar nu am vrut să discut aici chestia asta. În ochii tăi se vede că Maria ți-e dragă, că văd zilnic. De ce nu ajuți? Păi, domnișoara Cristina, ea mi-a cerut mie să ne îndepărtăm unul de altul. Să-i fie ei mai ușor, traiu atât în casă, cât și cu ea însăși. Dar tu o cunoști, o simți? Sincer să vă spun, da, o simt, dar... El o simte pe aia, doamna Cristina. Nu pot, domnișoara Cristina, să fac ceva ceea ce ea nu-și dorește, doar de dragul de a o face. Nu, tu fă ceea ce trebuie, nu ce-și dorește ea, Maria. Păi eu fac ceea ce trebuie, domnișoara Cristina, dar n-am știut nici măcar o secundă. Din ceea ce înțeleg de la dumneavoastră, ea oarecum vrea să plece acasă. Sau vrea să ia, nu știu, o altă cale, să se ducă în altă parte, nu știu ce... Fii atent. Dacă erai preocupat de ea și nu de alte lucruri, era altceva. Probabil aflai. Dacă îți dorești ca această femeie să facă parte din viața ta, și eu asta cred, că văd așa în stânga și în dreapta, că ea este genul tău, stilul tău. Spuneai la un moment dat și am reținut faptul că cu această femeie poți ieși oriunde în lume fără să te faci de râs. Doamna Cristina, foarte corect, asta am spus și ei. Doamna Cristina, nu vreau să îl forțați acum sau să îl puneți să vorbească ceea ce trebuie să vorbească. Ceea ce trebuie să vorbească? Păi dacă spui că ceea ce trebuie să vorbesc, mai degrabă nu mai vorbesc, Maria. Păi fac doar atent că pierde ceea ce își dorește, Maria. El în acest moment, dacă nu este atent, va pierde ceea ce își dorește. Va pierde femeia aceea pe care a pus-o pe un piedestal și a văzut în ea viitor. Nu știu ce s-a întâmplat între voi, că nu vă mai înțelege nimeni, dar e păcat. Are 23 de ani și are tot timpul înainte. Auzi, apropo, Maria, tu menționai mai devreme numele Ai. Cumva Marinescu a fost mai preocupat de aia decât să repare relația dintre voi? Nu știu. Să spună el. Cel puțin așa ai simțit tu? Nu. Nu, n-are nicio... A fost o glumă cu aia pentru că s-a vorbit astăzi. Nu știu cine a zis. Deci pe tine te-au deranjat achinările dintre cei doi? Nu, doamna Cristina. Nu. Pe mine am spus clar și când eram într-o relație cu el ce m-a deranjat. M-a deranjat ceea ce scotea el pe gură. Dar nu înțeleg de ce... Păi și n-ai reușit să treci peste? Am trecut. Tocmai nu mai luat în calcul să formați din nou un cuplu? Nu știu, să dați uitării tot ce s-a întâmplat. Că sunteți tineri și vă... Na, vă placeți unul pe celălalt. Se vede. Adică eu mă uit din exterior. Suferiți amândoi, e clar. El nu mai știe în ce parte să o ia, iar tu ești tristă. Doamna Cristina, nu văd de ce să vorbim despre asta acum. Dacă vreți să fiu sinceră. E orgoliu mult prea mare din partea... Nu. Ba da, e vorba de orgoliu. Nu. Maria, domnișoara Cristina... Taci, că te înjur. Nu. Hei, asta ne-ar mai... Păi taci. Te rog, Maria, nu e orgoliu. Nu. Tu nu... Vă traduc eu după. Domnișoara Cristina, Maria nu trăiește ceea ce simte. Probabil că și tu o faci? Asta este suferința ei. Și automat, din moment ce
nu faci ceea ce îți place și încerci să pari o, sta, nu știu, o piatră grea de temelie, crede-mă că nu ăsta este locul tău. Fii tu. Măi Marinescu, momentul de față, pentru tine, este mai importantă competiția? Yes. Sau o relație cu Maria? Am spus încă din start, domnișoara Cristina, că am lăsat competiția la o parte. S-a văzut foarte clar când tot și Alexandra, și fetele, și băieții au spus aici, Marinescu nu te recunoaște, Marinescu, de când ești cu Maria. Da, până ai ajuns pe locul 3. Am spus că mă interesează. Comunist a jucat cu mintea ta cum a vrut el. O dădea în sus și în jos, atunci să te convingă, când a avut el atunci chef. Dacă e așa de important comunist, să te convingă el, nu să vorbească vorba, el nu e tine. Vorba că e important comunist. Să rămâi tu în casă aici, știu ce a făcut. Știi ce a făcut. Nu, dar... Auzi, comunist, dar tu ai avut un rol important în despărțirea celor doi? Domnișoara Cristina, am avut un rol important pentru Marinescu. Fiindcă toată lumea încearcă să se joace cu toată lumea în casa asta, toată lumea încearcă să te descurajeze, nu-ți dă nimeni niciodată credit. Când vrei să faci ceva cu o femeie, ori face mișto de tine, că nu e real, că femeia ești asta, poate joc de tine. Toată lumea face cu toată lumea tu chestia asta. Tu ești singurul care a făcut lucrurile astea de la Alexandra, început. Alexandra, te rog frumos, de câte tu ori ești cel care a descurajat toate cuplurile din casa asta, tu ești cel care a sărit în capul. E o competiție, nu-i normal. Alexandra, lasă să vorbească. Păi bun, și eu am venit și am spus că toată lumea a încercat pe toată lumea să descurajeze. Suntem într-o competiție, nu-i normal că... Păi tu ești cel care încearcă cel mai mult să descurajeze din toată casa asta. Tu! De ce spui asta? Pentru că ăsta este adevărul, doamna Cristina. A încercat cu toată lumea, cu toate cuplurile noi și uitați, exemplu foarte bun când a fost Marinescu cu Andreea, când a fost... Nici măcar nu eram în casă! Oricare cuplu... Nici măcar nu eram în casă! Când a fost Marinescu, când a venit Andreea, tu nu erai în casă? Nu, când era Marinescu cu Andreea, eu nu eram în casă! Păi da, și atunci ei nu se apropiau? Mama, au stat 3 zile și s-au despărțit. Despre asta vorbim. Auzi, dar cuplurile apropiate lui își bagă coada, de exemplu, aia cu Andrei. A, nu, la ei nu. Nu, nu, din contră, îi încurajează să facă. Domnișoara, acolo te bagi tu. Acolo te bagi tu. Pentru a-și mări brigada, da, și voi v-ați băgat. Domnișoara Cristina. Ia, stați un pic să-l auzim și pe Andrei. De ce mai spui că acolo se bagă ea? Păi ne-a zis tot domnișoara Cristina și dumneavoastră cum se bagă. Încearcă să vă despartă? Nu știu dacă încearcă. Dar nu mă interesează în cine să-i despar, că i-a despărțit ieri, Simona. Dar eu nu trebuie să-mi ișc un deget. Unde n-a despărțit? Stai tu liniștit. A despărțit? Că nu ține mult. Nu cred. Nu ține mult. Nu cred. Voi vă despărțiți repede și vă împăcați iar. Ți se pare că m-am despărțit eu de Codruț? Ai auzit tu din gura mea că m-am despărțit eu de Codruț? Nu te-ai despărțit până acum? Am asistat la vreo 3 despărțiri. Te întreb. Sunt aici de 2 luni și am asistat la 3 despărțiri. Tu? Nu cred că ai asistat la vreuna. Da. Stai, mă, liniște. Auzi, Andrei, dar nu te-ai gândit niciodată că poate Alexandra te place, de tot își bagă coada? Domnișoara Cristina, nu m-am gândit pentru că nu mă interesează. Dar ești temporară, ce înseamnă? Doamna Cristina, vă spun sincer, fizic arată bine, dar aici... Stai, liniște. Nimic, zero. Cum așa? Păi, se vede, doamna Cristina, ieri n-a putut să poarte un dialog. Nu, ieri, alaltă ieri n-a putut să... Ieri sau alaltă ieri, nici nu mai știu. N-a putut să poarte un dialog, că ieri se înfoia. A vorbit ea, nu vorbim. Ia-o ce spune aia, Alexandra, despre iubitul tău, că n-ar avea nimic în... Dar i-am spus-o și ei, știi asta. Că n-ar ști cum să gestioneze situațiile. Și de Codruț spunea că arată bine și nu-i plăcea caracterul lui și pe parcurs a era devenit vorba de ea, caracter, era vorba de caracter. Eu nu am spus niciodată de Codruț că nu are nimic în cap. Nu-ți plăcea eu ce face Codruț? Eu spun că Alexandra, nu are nimic în cap și dă dovadă... Acasă poate îi spui aici, no, e normal să nu-i spui. Eu, lui Codruț, dacă da. Am avut ceva de să-i spun aici în emisiune, i-am spus și nu m-am întâlnit niciodată. Crede-mă, întreabă-l că este ai, de față. Nu ne-am născut, era Alexandra să stai să vorbești aici, tot felul. Că am, că vezi, doamne, că l-am făcut când am simțit că a fost. Așa că nu veni să pui mie aberațiile pe care vrei să-mi spui mie că tu nu vezi că ce dată cu Codruț acasă, Alexandra? Tu nu i-ai spus niciodată lui Codruț nimic sau ce? Tu tot aici ai vorbit cu Codruț, ai vorbit doar aici? De ce? Lucrurile pe care le-am discutat aici în emisiune cu el, le-am discutat și acasă. Te cred, te cred. Întreabă-l dacă am discutat. Te cred, hai mă, Alexandra, că nu m-am născut ieri, că doar nu poți să vorbești aici orice. Lasă-mă. Ba da, orice am văzut. Nu e adevărat, dar nu mai minți, nu mai minți măcar. Eu mint? Dovedește. Ia să puțin, Alexandra, să vedem ce insinuează aia. Ia fi mai explicit aia, să înțelegem și noi. Da, doamna Cristina, anumite lucruri nu le poate discuta aici și le discuta acasă. Nu înseamnă că tot ce discută aici discută și acasă sau invers. Nu are cum. Da, discut cu el acasă ce a mâncat astăzi. Da, acasă poate îl mai faci lucru cum discută. Aici nu poți să-l faci că vede România cum îți păi da, lucrurile astea nu le-am. Asta și-a făcut ocazia, apariția, bine ai venit. Ce-ai zis, mă? Așa Melodia. Dă-te lângă noi. Melodia, vă rog eu. Să lasă-ți, cântați voi la final. Are timp. Da. Ce spunea aia?
Am spus că acasă poate să își jignească iubitul, dar aici nu o va face, pentru că vede o întreagă România. Dacă am simțit într-un anumit moment să-i spun un lucru, i-l-am spus. Odată l-ai făcut, o singură dată. Două săptămâni ați venit și mi-a sărit în cap, nu? Cum că eu i-aș fi dat în joseală. Bă, voi aveți memoria. Vorbeam de jigni, nu de în joseală. Of, 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 da. Dragoste cu nebădăi. Adevărat, asta ai vrut? Andreea. Da. Ce Andreea, domnul Șoară? Romeo. Sia. Bă, când era... Andreea, eu le vă spun ce observ din exterior. A, să nu băgați de astea. Ba da, eu spun ce văd, acum că o fi real, că nu o fi, asta e. Păi nu e. Radu este... După Andreea. Nu, după Sea. Vă spun eu, domnișoara Cristina. După Sea. După Andreea. Nu vreau ca adru ăsta. Te pup, Radu, te pup. Nu vreau. Hai, pupă, mă, și mă, la pupă, tata. Eu sunt loial. Când vreau să cunosc o persoană, sunt loial. Ți-am mai spus. Despre ce vorbim? Ați auzit-o pe Alexandra, a zis ceva tare rău, ia zi. El ar fi în stare să se ducă să se certe cu Mustafa, doar să nu mai pune pe Andreea pe cadru, că moare când o vede, efectiv, nu mai pot. Mai devreme, când ai văzut-o pe cadru, când vreau să cunosc o persoană, mă uit doar la ea, nu la Andreea, nu la nimeni. Păi da, tu vrei să cunosc. Rațiunea lui vrea, domnul Șoacristina, dar îi mai spune altceva. Trebuie să ai pile la Mustafa să ți-o pună pe Andreea pe cadru. O să vorbesc, o să vorbesc cu el. Da, Radu, zi, îți pot... Așa! În sfârșit am văzut că l-a făcut trei pe cadru. Mustafa te aude. Răducu. Oh, cadoul lui Mora. Îți pot da o poză cu mine dacă vrei să mai ieși. Ce? Îți pot da o poză cu mine dacă vrei să mai ieși la hotel. Dar nu vreau cu tine, vreau cu Sea. Hai că mă, Radu, dar eu am aflat ceva, doamna. Domnișoara Cristina. Lăsați-o pe vorbește, cum vorbești, mă, tu de Andreea la hotel? Cum vorbesc ea? Ia zi. Ia cum, da chiar, ia zi. Hai că-s curios, cum vorbesc? Hai, ia zi. Păi spune-mi tu, că tu ai aflat ceva. Da. Păi da, păi recunoști sau spun eu? Păi recunoști dacă îmi spui. De ce ai făcut-o cu o școțetă? Am făcut-o în emisiune, n-am făcut-o acasă. Și acasă? Cum am făcut-o? Uite așa, am auzit, eu mi-a șoptit o păsărică. Așa. Așa. De la hotel. Mamă, așa. Așa, spune, că zic eu dacă e adevărat sau nu. Că eu mi-asum. Cum am spus și în emisiune, mi-asum și aici. Cum făcea și femeie ușoară de alea, așa, mă rog, că spune, eu nu știu, spune, eu le știu spune, pe rusă, dar nu le înțelegeți dacă vi le zic. Cum mai era de real? Nu, Marinescu mi-a zis. Romeo. Ia, dacă e ceva, eu mi-asum. Bine. Cum am zis și în emisiune, n-am spus. Păi cum n-ai zis? Cum? Ai zis sau n-ai zis? Păi Romeo, a am spus că nu am zis. Da, vorbim. Ia, uite, Romeo, aprobă, ia. Nu mai știu exact ce cuvinte ai zis, dar ai zis. Pe acolo și în păi, momentul când am zis eu, bă, gata, nu mai vorbiți de Andreea. Femeie ușoară. Zis, ai fost acolo, când ai venit tu în emisiune, o venit și comunici în emisiune și au zis că Romeo a luat atitudine și azi nu o să mai vorbească femeie de Andreea la hotel. Femeie ușoară am făcut-o eu? Nu mai știu cum, dar ai zis că faci cu o școțet, că faci, că treci. Eu nu înțeleg de ce băieții din casă vorbesc așa despre fete în condițiile în care nici nu le Alexandra, sincer, și eu sunt dezamăgită de acest lucru, pentru că n-am să înțeleg niciodată de ce voi între voi vă jigniți și vă înjosiți. Nu este suficient că sunt atât de multe păreri din exterior care vă afectează, vreți să vă faceți și voi dar rău. Dar nu am spus, domnișoară, chiar n-am spus. Dar tu spui în emisiune am și înjuri și faci toate chestiile. Lasă-mă, în emisiune mi-am asumat tot ce am zis. Dar și la hotel seara ai spus și ți-am zis nu mai vorbi despre Andreea că mă enervez. Păi spune-mi aceleași cuvinte. Și nu, păi nu mai știu să reproduc exact, exact, dar eu n-am păi da, că îmi băgați cuvinte în gură pe care nu le-am zis. Păi hai să fim pe față. Hai să fim pe față. Dansatoare asta și în alea. Ai vorbit așa. Așa, bun, dansatoare, ce am zis rău? Femeie ușoară? Păi, știi, dăm și mie. Andreea, de la dansatoare la femeie ușoară e cale lungă. Eu nu ți-am zis așa ceva. Asta a zis Maria, eu n-am zis. Da, bine, dar oricum sper să nu mai aud lucruri urâte din partea voastră. Spus Alexandra și aia, astăzi o nouă dispută între voi două. Ziua cearta, ziua cearta. Ce s-a întâmplat și astăzi? Am avut eu ceva cu aia astăzi, eu nu mai țin minte. Legat de subiectul Andrei, Codruț... A, dar este ceea ce i-am spus de fiecare dată aia, că lui Andrei nu-i permite absolut nimic și lui Achebonu se lingea cu el pe la baie. Nu-i sunt lucrurile pe care îi le spună de când s-a despărțit de Achebonu.
Tu, de fapt, ce ai vrut să subliniezi? Că ea nu este atrasă de el? Nu, doamna Cristina, ideea este că ea a spus că eu nu permit să vin să mă pup pe aici în emisiune, că am respect față de mama și de cine a zis ea că mai are respect. Și eu am spus, păi cum adică nu te pup dacă cu Achebon ai făcut acest lucru? Cum adică? Adică lui nu-i permiți, pe el îl ții sub papuc și lui Achebon nu-i dădeai voie să facă ce voia el. Papuc, hai, nu, pe tine, ești ținut sub papuc? Ce ai zis, Cazi? Îmi place de Andrei, domnișoara Cristina, îl caut în continuu. Lui Alexandra, se vede clar, îl caut în continuu, el l-a instigat, a făcut să le enerveze, în continuu. Doamna Andrei. Fie de Andrei, v-am spus și mă mai repet, nu-mi place, nu mă atrage. Fizic? Lasă fizic, am fizic? Spus că n-are mai zi o dată fizic, îți place sau nu? Degeaba are fizic dacă n-are nimic. Lasă asta, ai spus că nu-ți place. Nu mă interesează. Alexandra, ești că-ți place de el și te-am întrebat. Nu-mi place niciodată cu Andrei. Într-o relație, eu momentan sunt bine cu relația pe care o am și cam atât. Vreau să-l terorizez pe el, pentru că și aia, când am avut eu anumite certuri cu Codruț și când era Diana în casă, îl teroriza pe Codruț. Așa că asta este răsplata mea. Îmi pare rău, Aia! Da, știi care e diferența, Alexandra? S-a întors roata și sunt care în care să mă mai rău dacă vreau, stai tu liniștită. Eu nu l-am plăcut niciodată pe Codruț, de-aia l-am deranjat, dar tu îl lași pe Andrei și deranjezi din bunăvoie. Și eu îi lăsesc ca să înțeleagă că anumite lucruri pe care le face anumitor persoane nu sunt bune. Eu vreau să le fac ca să vadă și acum a fost și cum am simțit eu atunci. Băi, femeie, le făceam, pare ce rău. Ție nu-ți place, altuia nu face. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.